Antena 3, veste proastă pentru Klaus Iohannis, sesizarea președintelui pe legile justiției la CCR, declarat inadmisibil. Curtea Constituțională plenuie subliniere te se dea peste cap lovitura lui Klaus Iohannis în privința legilor justiției. Potrivit unor surse de la curte, citate de Antena 3, sesizarea subliniere-ului statului va fi declarat inadmisibil, iar Iohannis va fi obligat să promulge legile. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a decis să conteste legile justiției la Curtea Constituțională CCR, sublinierei, în acela sublinierei timp, se le trimit Comisiei de la Veneția, cel mai prestigios for de drept constituțional din Europa. Mutarea presubliniere dintelui vine în contextul în care două dintre cele trei legi ale justiției au ajuns la promulgare. Klaus Iohannis a criticat dur, miercuri, coalia de la guvernare, pe care a acuzat-o ce a lansat un asalt asupra independenței justiției. Am decis, ca atare, să trimit întregul pachet legislativ înapoi la Curtea Constituțională, în paralel, să sesizez Comisia de la Veneția. De aceea, fac un apel către Curtea Constituțională de a nu se gerbia conlucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constituțional comun în Europa și care sprijin statele care doresc să pun structurile juridice instituționale în acord cu standardele și bunele practici internaționale în materie de democrație, preeminența dreptului și a protecției drepturilor omului, inclusiv prin acordarea unui sprijin constituțional de urgent. 3. A spus Klaus Iohannis. Eful statului a precizat ce, după ce Curtea Constituțională se va exprima asupra actelor normative, va face o nouă analiză a legilor sublinierei, va decide atunci dacă se impune o nouă reexaminare a celor trei legi de către Parlament.